Filumul cordata. Animalele reunite sub numele de cordate ne sunt cele mai apropiate, deoarece cuprind alături de alte vertebrate și specia umană. Chiar dacă cele mai cunoscute cordate au coloană vertebrală, nu trebuie însă să credem că toate cordatele sunt vertebrate. Caracteristicile comune tuturor cordatelor, chiar dacă acestea apar în perioada embrionară și nu persistă pe toată durata vieții lor, sunt următoarele. Cordon nervos dorsal, bandă de fibre nervoase care coboară pe partea dorsală a corpului. Această structură realizează conexiunea dintre creier și organe ca mușchi viscere. Notocord, ax intern cartilaginos, situat sub cordonul nervos dorsal, susținându-l. Fante perifaringiene, deschideri prin care interiorul gâtului este conectat cu exteriorul. Aceste fante devin la unele specii branhii cu rol de schimb al gazelor respiratorii. Coada, expansiunea corpului situată posterior față de orificiul anal. Sistemul circulator este, în general, închis și cuprinde o inimă, vase de sânge și sânge în care hemoglobina din globulele roșii este răspunzătoare de transportul oxigenului. Musculatura corpului este segmentată. Orificiul bucal se diferențiază în timpul dezvoltării embrionare după diferențierea orificiului anal, adeuterostomiei. Reproducerea este asexuată și, în general, sexele sunt separate. Filumul cordata cuprinde trei subfilumuri importante, urocordata, cefalocordata și vertebrata. Subfilumul urocordata cuprinde cordate numite și tunicate, dar și mai bine cunoscute sunt sub numele de stropitoare de mare. Mediul de viață acvatic. Modul de viață, specii libere, majoritatea bentonice, sedentare. Caractere generale. Corpul adulților este simplificat ca un sac cu două orificii, sifonul bucal și sifonul cloacal. În interiorul corpului, apa este filtrată și sunt reținute particule nutritive. Larva acestor animale este mobilă și prezintă notocord. Această larvă petrece un timp înotând liberă, după care se fixează și toate structurile interne caracteristice cordatelor dispar. Reprezentată pentru această încrengătură este Holocintia papilosa. Încrengătura cefalocordata, mediul de viață acvatic marin, cuprinde 25 de specii. Modul de viață liber, speciile trăind mai mult afundate în mâlul sau nisipul de pe fundul apelor. Caractere generale. Cefalocordatele au corp asemănător cu al peștilor, dar cu dimensiuni de 5-6 cm. Atât stadiile larvare, cât și cele adulte prezintă caracteristici de cordat. Notocord prezent, fante perifaringiene, mușchi segmentari. Se hrănesc cu particule microscopice filtrate din apă la nivelul tentaculelor care mărginesc orificiul bucal, reprezentat branchiostoma lanceolatum. Grupul cordate. Cordatele sunt cele mai evoluate animale la care apare un schelet intern axial numit notocord sau coadă dorsală, protejat de un manșon conjunctiv. Grupul cordatelor este reprezentat prin trei încrengături, urocordate, cefalocordate și vertebrate. Încrengătura urocordate cuprinde cordate primitive, exclusiv marine, solitare sau coloniale, sedentare sau pelagice. Epiderma secretă o tunică ce învelește indivizii izolați sau colonia, de aceea se mai numesc și tunicate. Reprezentantul tipic este Ascidia, specie sedentară al cărei corp, în formă de sac, este prevăzut cu două sifoane, bucal, pe unde intră apa, și cloacal, pe unde iese apa. Din nou se dezvoltă larve libere care au notocordul situat în regiunea cozii, de unde și denumirea încrengăturii. Uros înseamnă coadă. Încrengătura cefalocordate. Amphioxus lanceolatum este un cefalocordat care trăiește în zonele litorale, unde înoată sau stă fixat în nisip. Are corpul pisciform, alb-gălbui, lung de 5-8 cm, acoperit de o epidermă unistratificată. Notocordul este situat dorsal și se menține toată viața. Urocordate și cefalocordate. Clasificarea cordatelor. Clasificarea cordatelor se face după gradul de dezvoltare a scheletului intern și după locul ocupat de acesta în trei subîncrengături. Urocordatele, cu notocordul numai la larve, cefalocordatele, cu notocord și la adulți,
Vertebratele cu coloană vertebrală care se împart în agnate, vertebrate lipsite de fălci cu clasa ciclostom, și gnatostome, vertebrate cu fălci care cuprind supraclasa pești, vertebrate acvatice, supraclasa tetrapode, vertebrate cu două perechi de membre, cu clasele amfibieni, reptile, păsări și mamifere. Urocordata. Urocordatele sunt cordate inferioare cu coarda dorsală prezentă numai la embrion și larve în regiunea codală, uros egal coadă, și absente la formele adulte. Acestea sunt animale marine, majoritatea fixate, cu formă de butoiaș, cu două deschideri numite sifoane, bucal și cloacal, la formele adulte. Corpul lor este protejat de o tunică produsă de ectoderm, de unde și numele de tunicieri. Cele mai cunoscute sunt ascidiile, unele trăiesc și în Marea Neagră. Cefalocordate. Cefalocordatele sunt cordate primitive marine, libere, mici, cu formă alungită și fără cap distinct, acraniate. Coarda dorsală, bine dezvoltată, se păstrează tot timpul vieții și este așezată în tot lungul corpului, de la cap până la coadă. Cefalon înseamnă cap. Sistemul nervos este tubular și așezat dorsal. Tubul digestiv este drept, iar faringele este prevăzut cu fante branhiale. Sistemul circulator, de tip închis, este lipsit de inimă. Reprezentantul principal al cefalocordatelor este Amphioxus, lung de 5-8 cm, prezent în nisipul zonelor litorale, în toate mările europene, în Oceanul Atlantic și în Marea Neagră. Încrengătura cordate, caractere generale. Cuprinde reprezentați, răspândiți în toate mediile de viață. Structura organismului se complică. Are loc perfecționarea mijloacelor de reglare a activității organelor interne. Simetria este bilaterală. Scheletul devine intern, așadar dimensiunile organismului cresc. Este reprezentată prin trei subîncrengături: urocordate sau tunicate, cefalocordate și vertebrate. Subîncrengătura urocordate, tunicate. Caractere generale. Include cordate inferioare. Celomul este redus la pericard. Ele trăiesc în mediul exclusiv marin. Este reprezentată prin forme libere, larva, și forme fixate, ascidia adultă. Larvele prezintă notocordul situat în regiunea cozii. Prin transformarea lor în adulți, are loc resorpția cozii și a notocordului. Morfologia ascidiei. Corpul este acoperit de tunică secretată de tegument, alcătuită din polizaharidul tunicină, cu structură chimică asemănătoare a celulozei. Corpul are formă de sac, la polul superior prezintă sifonul bucal, iar la cel inferior și lateral sifonul cloacal. Locomoția prin înot este caracteristică larvei, adultul trăind fixat pe substrat. Respirația este branhială de tip faringian. Reproducerea este sexuată și asexuată prin înmugurire. Importanță. Prin compoziția chimică a tunicinii, urocordatele se apropie de nevertebrate. Subîncrengătura cefalocordate. Caractere generale. Sunt animale eucelomate, fac parte din deuterostomieni. Notocordul, coarda dorsală, este situat pe partea dorsală a corpului sub tubul neural și persistă toată viața. Este reprezentată de Amphioxus, branchiostoma lanceolatum, care trăiește în mediul marin, în nisipuri litorale, în toate mările, inclusiv în Marea Neagră. Morfologia. Amphioxus are forma unui peștișor ascuțit la ambele capete. Particularitățile structurale ale cefalocordatelor. Prezintă caractere de nevertebrat, tegumentul este simplu, respirația este branhială. Caractere de cordat sunt prezența notocordului, respirația branhială de tip faringian, musculatura situată sub tegument cu aspectul unor fâșii longitudinale și împărțită în segmente sau miomere. Locomoția la Amphioxus se realizează prin un not. Nutriția cefalocordatelor este microfagă. Respirația branhială de tip faringian. Reproducere sexuată, fecundația este externă. Importanța cefalocordatelor este filogenetică, prin caracterele de nevertebrat și cordat pe care le prezintă. Cordatele, animale superioare cu un numitor comun, coarda dorsală, notocordul. Cordatele sunt animale tridermice, deuterostomiene, celomate, care, spre deosebire de nevertebrate, prezintă un schelet intern reprezentat de notocord, coarda dorsală. Există și evoluția ontogenetică a notocordului, diferențiază cele trei încrengături ale cordatelor.
La urocordate, tunicate, notocordul este prezent doar în stadiul larvar și dispus în partea posterioară a corpului. La cefalocordate este prezent și la adult, pe toată lungimea corpului. În afară de prezența notocordului, alte caracteristici definitorii pentru cordate sunt tubul nervos situat dorsal, fantele branhiale derivate din faringe, cu rol respirator și coadă. Structura generală a unui cordat primitiv. Sunt ușor de recunoscut, toate caracteristicile distinctive fiind ale filumului. Urocordatele, tunicatele, de la grecescul oura, care înseamnă coadă. Sunt cele mai primitive cordate. Ascidia, reprezentantă principal al urocordatelor, se aseamănă morfologic cu spongier, dar are o structură mult mai complicată, având mai multe caractere de asemănare cu noi decât cu spongierii. Spre deosebire de adulți, care sunt fixați pe fundul mării, larvele înoată libere cu ajutorul cozii. În trecere la stadiul de adult, larva se fixează cu partea anterioară și își pierde notocordul și coada. Cefalocordate, de la grecescul cefalos, cap. Reprezentantul său este Amphioxus, un animal marin care prezintă și ca adult notocordul. Datorită sistemului de mușchi atașați notocordului, poate nota sau pătrunde nisip. Ca și ascidia, se hrănește filtrând apa care străbate fantele branhiale.